Nici nu trebuie să vă rugați că Dumnezeu știe ceea ce vreți și El vă dă. Dacă voi răi fiind dar, dați daruri bune fiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din cer care vă iubește, voi veți cere pește și vă va da șarpe sau veți cere pâine și vă va da piatră. Vedeți? Deci vedeți, nimeni să nu știe. Este taina sufletului tău cât te iubește pe tine Dumnezeu. Este taina sufletului tău ce vorbești tu cu Dumnezeu. Mă întrebau babele în excursie: părinte, ce v-ați rugat acolo la Sfânt? Ce dorință v-ați spus? Să mă fac și mai mare și mai prost decât sunt. Nu știu, zic, ce l-am întrebat. L-am întrebat ceva. Dar zic, mata, ce l-ai întrebat? E, l-am rugat să am bani, să am casă, să fie copiii sănătoși, bun și asta. Zic, trebuia mai ceva, zic, mai întoarce odată înapoi și zic așa, Sfinte, pe lângă toate care le-am cerut, dă și un strop de mântuire. Părinte, nu m-am gândit la asta. Sigur că da. Fiind pământesc, te gândești uneori doar la lucruri pământești. Sufletul, fiind de natură cerească, trebuie să te mai gândești și la ceva ceresc. Adică, doi orbi avem, nu unul. Pentru orb ai cerut ochelari, mâncare, odihnă și cazare. Dar pentru celălalt orb lăuntric, n-ai cerut puțină izbăvire? Scoate din temniță sufletul meu ca să se mărturisească numelui tău, Doamne. Adică, dă-i eliberarea, dă-i ușurarea, dă-i libertatea de care are nevoie sufletul să înseteze după Dumnezeu ca cerbul după izvorul apelor. Și iată ce spune mai departe Evanghelia. Că ei ieșind l-au vestit în ținutul acela. L-au vestit, nu s-au lăudat cu credința lor. L-au vestit pe Iisus că este omul care poate arăta oamenilor în mod indirect ce fel de credință au. Și mie mai mult îmi place nu expresia celor doi, mie îmi place expresia celui unu, uns cu tine pe la ochi. Eu știu că Dumnezeu pe păcătoși nu-i ascultă. Și dacă cineva nu-L iubește pe Dumnezeu, nu poate să facă minunile pe care le-a făcut omul acesta. Eu știu că n-am văzut și acum văd. Și eu știu că El este Cel care m-a vindecat. Deci iată identitatea lui Iisus Hristos în lume, sau actul credinței prin Iisus Hristos în lume, identificat printr-o minune. Și aici la minuni, nu stau iară să repet, e un capitol foarte sensibil și vreau să vă atrag atenția doar asupra acelor lucruri care le-am punctat întotdeauna. Să ne ferim de minuni confecționate artificial. Adică, acele trăiri pietiste pe care le mai avem noi uneori și credem că sunt minuni. Minunile sunt revelate când sunt dumnezeiești, ca la sinoadele ecumenice. Sunt minuni dogmatice când avem sfinți care au scris despre adevărul de credință cu atâta putere încât s-au cutremurat drace și iadul. Și avem minuni venite din harisme. Unii apostoli, unii învățători, alții cu darul izgonirii Duhului, alții cu darul tămăduirii, alții cu darul vindecării, alții cu darul vorbirii în limbi și așa mai departe, ce spune acolo apostolul. Dar știm un singur lucru, că pentru a atinge punctul acesta nevralgic, cel mai înalt, avem nevoie de roada Duhului, care este credința, dragostea, pacea, bucuria în Duhul Sfânt. N-ai să vezi un sfânt nervos. Da? N-ai să vezi un sfânt mânios. N-ai să vezi un sfânt agitat. Ei dau pace în jurul lor datorită păcii pe care au primit-o de la Dumnezeu. Pacea mea dau vouă. Bucurați-vă, pace vouă. Este cuvântul lui Iisus spus după înviere. Și plecând de ei, iată, au adus la el și un om mut având demon. Opa! Au adus la el un om mut având demon. Cine este omul cu demon? Este omul lăuntric, despre care nu vă mai recomand decât atât. Nu pentru îmbogățire, nu pentru mărire.
m-am chinuit să dau și eu interpretare unor lucruri legate de taina spovedaniei și a păcatului și a formelor de păcat, așa la modul practic cum le-am cules în cei 20 de ani de spovedit, și chiar vă recomand să citiți Ridicarea din păcat sau Drumul spre Dumnezeu, acele două cărți noi, nu ca să mă dau de granda cu ele, ci ca să înțelegeți că mutul din noi are un singur drac. Să nu-ți șifonezi imaginea în fața duhovnicului, să apari în fața lui cât mai curat, să apari în fața lui cât mai perfect ca să te stimeze. Duhovnicul e obligat să stimeze tot. Dacă ne aducem aminte de Zosima, când a spus Maria Egipteanca, rușine, mestea și grăide cele făcute, nici hârtia nu le poate primi a fi scrise, gura nu le poate rosti, nu pot ridica ochii la cer că întinez slava lui Dumnezeu. Și totuși a mărturisit lui Zosima toate fără de legile ei. Ei, în clipa în care le-a mărturisit și a venit în anul următor să o împărtășească, femeia ajunsese, Sfânta Maria Egipteanca, să se ridice un metru de la pământ în rugăciune. Nu levita ca yoghini, se ridica de la pământ prin lucrarea Duhului Sfânt în rugăciune. Devenise un trup nehmatizat, adică un suflet vindecat. Și de ce vă spun lucrul acesta? Mutul acesta care nu vrea să vorbească adus în fața lui Iisus este eu-ul nostru interior în care noi ne ferim să ne mărturisim slăbiciunile. De aceea ați văzut că eu pe spovedanie nu pun un accent exagerat când vorbesc de dezlegarea unui păcat. Era într-o zi o doamnă la rând la spovedit, ca idee în două secunde, și ea spunea, păi am făcut cu tare, am făcut cu tare, zic, bine până aici, am făcut cu tare, bine până aici. Și ea facea, cum părinte, adică e bine? Las că știu eu de ce e bine, zâma ta mai departe. Eu eram bucuros că le vomita, adică le da afară. Și tot spuneam, bine, bine, că vedeam că-s rușinoase. Ea-s făcusă deja ca un arbust tăiat în două, urechile îi flambau de tensiune și erau vinete și ea săraca tot scotea afară. Și la urmă zic, aia nu e nimic, scapăm, zic, luăm un pic de aghiazmă mare, vreo jumătate de an, un an și mergem pe cărarea care trebuie. Părinte, nu simțiți și nu vă dați seama ce duhoare am scos din mine și cât de ușoară mă simt. Ăla e mutul pe care l-a prins Iisus și l-a scos afară și l-a făcut să grăiască, i-a dezlegat graiul. Păcatul ăla care clocește în noi, iar mândria eului de sine nu ne lasă să-l aruncăm afară. Ăsta-i mutul și puneți ținta pe el. Nu-l lăsați niciodată în voi. Orice păcat ai fi făcut, că-i un avort, că-i o desfrâu, că-i un fumat, că-i un incest, că-i o fără de lege, că-i o contrafire sau ce-o mai Dumnezeu o fi, aruncă, nu ține în tine. Tot ce va fi dezlegat pe pământ, va fi dezlegat și în cer. Scurt. Și dacă așa a spus Dumnezeu, nu poate rămâne de minciună. Deci nu mai pun alt accent pe mut. Și fiind scos demonul mutu, a grăit. Exact ce v-am spus eu odineauri. Iar mulțimile se minunau. Niciodată nu s-a mai văzut așa ceva în Israel. Păi n-avea cum să se vadă că asta e ortodoxia. În momentul în care omul se împărtășește și se luminează și se curățește și se desăvârșește, ajunge la starea de sfințenie. Ceea ce vedem noi în viața Sfântului Panteleimon, tămăduitorul, doctor fără de argint. Și este Chir și Ioan, Cosma și Damian, Talaleu, Trifon. Deci acum mai nou avem Xenia de Petersburg, Ioan Rusu, Efrem cel Nou, Nectare de la Eghina. Toți sfinții vindecă. Nu există un sfânt care îi dorește omului boală. Dar fariseii, vedeți, dacă n-ar fi conservatorismul ortodox a celor care se cred ultrasfinți, ziceau, cu Domnul Dracilor îi scoate pe demoni. Adică nu... S-a întâmplat de multe ori. Eu am auzit foarte des expresia aceasta și m-am bucurat de ea. Și ea suna cam așa. Ce să duc, mă, ăștia atâta ziua la maslu și la biserică? N-au treabă acasă? Domnul Dracilor îi chinuia pe aceea cu întrebarea respectivă. Pentru că decât să te gândești de ce vine altul la maslu și la biserică, mai bine te urci mașină și vii tu. Vezi ce fac ăia acolo,
Dacă îți place, mai vii vreodată, dacă te-ai interesat sau te-a marcat, mai apar și altă dată, dacă nu te duci liniștit, dar ți-ai rezolvat problema. Dar rămâi într-o continuă întrebare. Ce caută aia tot timpul la biserică? Îl caută pe Duhul Sfânt, Sfântul Serafim de Sarov. Și spune mai departe, că să încheiem și am terminat, Iisus străbătea toate cetățile și satele, propovăduind, învățând, vindecând toate boalele și neputințele din popor. Deci Iisus este singurul care întâlnește oameni plini de credință, le vindecă boalele și neputințele din popor. Deci după Sfântul Panteleimon, când nu știți cine este și unde are moaștele și ce acatist are și cu ce se ocupă, treceți direct la Iisus, care El a străbătut toate satele. Cum? Sunt biserici în tot satul, toacă în tot satul, preot în tot satul, avea și Patriarhul Daniel o formulă excepțională cu ani în urmă când era la Moldova și spunea așa, niciun sat fără biserică. Asta însemna că niciun sat n-are voie să aibă draci în el. Deci toți trebuie să fie izgoniți și să se ducă nu la Marea Galilei să arunce apă, ci să se ducă, cum le spune Vasile în Moliftă, în loc neumblat, unde om nu locuiește, și lucrează numai puterea Lui Dumnezeu și îi stăpânește. Amin. Să-l